Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 16-31 martie 2022. Etalare pentru zodia Taur, ascendent lună în zodia Taur. Aveți un mesaj suplimentar, un blocaj. Deci, simțiți că nu puteți rezolva absolut nicio situație când vine vorba de dragoste. V-ați blocat, aveți multe neliniști, nu vedeți nicio variantă, nicio soluție, nicio ieșire, nu vă vine nicio idee și așa mai departe. Puterea stă în voi. Ați fost foarte afectați sau sunteți foarte afectați de atitudinea cuiva, de reacția cuiva și de aceea vă aflați în această zonă, pentru că puneți mult accent pe gânduri, pe trecut, pe gânduri, pe ce se poate întâmpla, vă faceți fel și fel de filme care nu sunt reale. Încercați să ieșiți din această zonă. Dacă vreți să fiți fericiți, se poate debloca și o comunicare, să știți. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, dragilor, haideți să vedem în primul rând care este energia primei săptămâni din intervalul acesta. Și aici avem diavolul. O energie foarte grea, foarte dură, care vine cu multe lecții de viață, pentru că apare ispita sau anumite persoane din jurul vostru. Sau hai să ne axăm pe persoana iubită, își va arăta adevărata față. E o săptămână grea în ce sens? Pentru că apare foarte multă negativitate, obsesie, ceartă din senin, multă agitație, tendința aceasta de a trăda, de a minți, de a ascunde lucruri, pentru că sunteți încercați. Puteți avea de-a face și cu un capricorn și să vă dea mari bătăi de cap, dar lucrurile se vor liniști. Spre sfârșitul săptămânii, o ieșire vă ajută într-un grup sau lucrurile se pot aplana cu ajutorul unei persoane din jurul vostru sau să comunicați într-un mod diferit, că apare o surpriză, să detensionați situația, să încercați să o duceți pe un făgaș liniștit, echilibrat. Comunicarea ajută la voi foarte mult, poate fi vorba de un telefon, de un mesaj care îl va schimba pe respectivul sau pe respectiva. Aici apar și anumite dependențe. Poate ajungeți într-un punct critic în relația voastră sau când vă gândiți la sentimente, la relațiile sentimentale. Doar că sunt încercări. Da? În a doua săptămână avem judecata de apoi. Ceea ce veți face în prima săptămână din acest interval va avea un impact direct cu a doua săptămână din acest interval. Deci, automat sau clar, sunteți puși la încercare. În funcție de cum veți reacționa voi, așa se vor întâmpla și lucrurile. Informația pe care veți primi în a doua săptămână, sau faptul că persoana iubită își vă va cere iertare, se va căi pentru ce v-a făcut, cum v-a vorbit, cum s-a comportat, vă ajută să duceți relația la un alt nivel, să faceți un progres, da? Doar că nu sunteți în totalitate deschiși spre această schimbare sau nu credeți în totalitate că acea persoană chiar s-a schimbat. Și asta așa este, pentru că aici necesită timp. V-ați înstrăinat unul față de celălalt sau distanța, a dus relația într-un punct critic. Poate dorința de a avea un copil sau discuții legate despre un copil v-au adus în situația aceasta, da. Se pot clarifica toate, doar că acordați timp. Este și o săptămână a vindecării, a eliberării de anumite tensiuni, sentimente urâte, furii. Da? Ură. E o săptămână bună din punctul ăsta de vedere. Provocarea vine cu legiunea de spade. Ori este cineva din exterior care vă creează probleme în relațiile sentimentale, ori atitudinea face totul. Pentru că aici vorbim de multă indiferență, nepăsare, neimplicare, dar nu știți exact motivul concret de ce se întâmplă lucrurile acestea. Puteți avea de-a face și cu un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Discuțiile mult prea aprinse, discuțiile tăioase pot duce la o despărțire, chiar dacă sunteți de foarte mult timp împreună. Deci atenție, pentru că veți avea de face cu multe provocări în perioada aceasta.
Nu că ar fi prima dată din câte văd. Unii dintre voi nu sunteți la prima abatere. Deci s-au mai întâmplat lucrurile acestea și în trecut, parcă v-ați obișnuit, parcă e o regulă, ori în fiecare an, ori în fiecare an, în perioada aceasta, ori periodic, da? Se întâmplă. Trebuie să faceți față acestor situații, dar nu într-un mod tranșant. Surpriza vine cu asul de monede, care aduce o bază foarte solidă, un început mult mai puternic, pentru că asul de monede aduce în primul rând stabilitate, siguranță, da? Succesul în relațiile sentimentale, un nou început foarte prosper din punctul acesta de vedere, o reușită foarte mare. Aici vorbim și de intimitate și de faptul că rezolvați probleme vechi cu care tot ați avut de-a face. Vă veți întâlni, veți discuta foarte mult și veți înlătura din jurul vostru persoanele care vă creează multe tensiuni în relație. Probabil nu mai credeți unul în altul sau în ce spune unul, ce spune altul sau ce crede lumea, da? Ca să vă faceți relația frumoasă și să crească, să ajungeți în punctul în care vă doriți. Puteți avea de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, învărsător avem aici. Dacă vorbim de împăcări, steaua aduce în primul rând speranță. Speranța că o să fie bine, speranța că o să vă împăcați. Pe de altă parte, aduce și o dorință care este pe punctul de a se îndeplini. Mai vorbește despre eliberare, despre vindecare, despre conștientizare, înțelegere, da? Bun, deci ați ajuns în punctul acesta. Ce se poate face? E o răscruce de drumuri. Poate fi vorba de două persoane implicate, sau poate fi vorba de o decizie, să-i scrieți, să nu-i scrieți, să vă caute, să nu vă caute. E o dovadă de dragoste. Da, ca o garanție, ca o siguranță că lucrurile vor fi bune și nu se vor mai repeta anumite greșeli din trecut. Dar sunteți pe drumul cel bun în perioada aceasta spre o împăcare în adevăratul sens al cuvântului. Și este nevoie, da, de dovadă de dragoste, de mai multă implicare și de luarea unei decizii corecte. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem un 8 de bâte. Lucrurile accelerează, lucrurile se desfășoară mai rapid decât ar fi indicat sau în mod normal. Aici vorbim și de relații care s-au întrerupt la un moment dat, dar văd că se reiau, da? Vă împăcați cu o persoană cu care ați avut o relație de trio, pentru că apare un noroc. E multă veselie în perioada asta la voi. Veți comunica foarte mult, vă întâlniți, vă faceți planuri, văd că faceți și o cheltuială, poate mergeți undeva. Dar lucrurile tend să accelereze foarte tare. Chiar și o relație de trio aflată la început, parcă în perioada aceasta, după două săptămâni, simțiți că vă cunoașteți de o viață cu persoana respectivă sau deja vă faceți planuri de viitor, să vă mutați împreună, să faceți copii și așa mai departe. Perioada este foarte bună pentru astfel de lucruri, doar că trebuie să vă puneți întrebarea, nu este prea repede? Pentru că, bine, nu poți să cunoști un om nici într-o viață întreagă, dar păi, doar că omul pe care îl iubiți sau cu care veți avea o relație de trio sau cu care aveți deja o relație este destul de matur. O persoană foarte hotărâtă, decisă, știe ce vrea. Plus că aici vorbim de relații din destin, relații menite. Foarte posibil să cunoașteți pe cineva în perioada aceasta, chiar dacă sunteți implicat într-o relație sau într-o căsnicie sau chiar dacă persoana respectivă este căsătorită. Ceva vă aduce împreună, mai repede decât ați fi crezut. Pentru persoanele singure avem regina de bâte. Veți fi foarte senzuali, atractivi, îți atrage atenția în perioada aceasta și foarte posibil să atrageți atenția mai multor persoane, poate și unor persoane care nu prea ați vrea să vă dea atenție. Veți fi foarte selectivi, aveți foarte mare încredere în voi, lucru care să vă aducă succes pe planul sentimental și odată ce aveți opțiuni, da, aveți de unde alege, printre aceste opțiuni e foarte posibil să fie și opțiunea favorită de voi, adică exact persoana pe care vă doriți sau care ați încercat să-i atrageți atenția. Este o perioadă bună, doar că pe unii dintre voi nu vă văd implicați în adevăratul sens al cuvântului. Aveți nevoie de timp, poate încă sunteți răniți de o fostă relație sau poate vă mai gândiți la o fostă relație și nu sunteți pregătiți 100% să
faceți pași. Pentru că aici apare oarecum incertitudinea, neclaritatea, confuzia, dar lucrurile acestea se vor lămuri pe parcurs. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim bine, cu bine data viitoare. Pa, pa!